Răufăcătorii nu mai au nicio limită. Un exemplu concret l-am întâlnit chiar astăzi, când s-a constatat că un lăcaș de cult ortodox dintr-un sat aparținător municipiului Deva a fost călcat de hoți care au golit cutia milei, în aceasta aflându-se însă doar câteva zeci de lei. În această dimineață, în jurul orei 8:30, poliția municipiului Deva a fost sesizată de către preotul bisericii ortodoxe din satul Cristur cu privire la faptul că în perioada 26-27 ianuarie persoane încă neidentificate au pătruns prin efracție, prin forța raușii de acces în lăcașul de cult și au sustras o sumă de bani din cutia milei și încasările realizate din obiecte de cult. Lăcașul are sistem de alarmă, însă acesta nu era armat. Polițiștii au identificat un grup de suspecți și au început cercetările pentru identificarea autorilor și recuperarea prejudiciului, suma de bani sustrasă fiind de aproximativ 50 de lei, la care se adaugă și ușa deteriorată. Ca urmare a sesizării la fața locului s-a deplasat o echipă operativă din cadrul Poliției Municipiului Deva. Polițiștii au demarat cercetările și au stabilit faptul că autorii încă neidentificați au pătruns în incinta lăcașului de cult prin efracție, prin forțarea unei uși de acces și au sustras o sumă de bani din cutia milei, dar și o sumă de bani provenită din vânzarea de obiecte bisericești. În cauză s-a întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat. Există deja un cerc de suspecți, urmând ca ulterior să se identifice prezumtivii autori ai faptei și să se recupereze prejudiciul în cadrul anchetei. Dacă va fi descoperit autorul sau autorii faptei de furt calificat, riscă o pedeapsă cu închisoarea cuprinsă între 1 și 5 ani.